Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bine m-am găsit! Unde e soțul? Unde a fugit soțul? Nu mai am vorbat, te rog! Ați crezut că a scăpat sau nu? Nu, ca și care care au făcut-o chiar în mâine sunare. Dar cine a făcut-o? Fini. Fini? Da. Scumpă nașa. Ia că... Nu a stricat surpriză. Nu a stricat. Bine v-am găsit și suntem bucuroși că am venit să vă aducem câteva daruri din partea unor oameni foarte dragi sufletelor dumneavoastră. Pot să spunem că sunt copiii dumneavoastră, v-ați dat seama. Și o să încep cu cel mai dulce, o să încep cu această tortă, dacă Domnul mi-a ajutat pentru cea mai, ce mi-a spus și naș, vă rog frumos această tortă. Atât pentru dumneavoastră. Mulțumesc! Sunt drept mâini! Acest buchet de flori este, nu știu dacă s-o puteți să-l luați, acest buchet de flori este pentru dumneavoastră. Iată, la tot ce este greu la bărbat. Și cel mai gustos, da? Acest buchetel de flori este pentru dumneavoastră. O cutie de ciocolată o să dăm copiilor. Am înțeles că aveți trei, da? Da. Așa, șampania este de partea companiei noastre, surpriz la ușa ta. Și desigur am venit cu un mesaj, care este din Franța, dacă nu greșesc, da sau nu? Da. Este din partea finilor Anatol și Ana, din Franța. Și vă transmite, dragilor, dragă nașă, cu prilejul zilei de naștere, că ne face o deosebită plăcere să-i urăm în această zi minunată să aibă parte de multă, multă sănătate, fericire, liniște sufletească, viața minunată, așa cum este sufletul, să rămână aceeași veșnic tânără și frumoasă, să aibă numai bucurii de la soț, de la copii, de la persoane dragi. Noi chiar dacă suntem departe, nu am uitat, suntem alături cu sufletul și cu gândul în această zi frumoasă, un sincer la mulți ani, nu am uitat nici de nașul, salutări și lui. Așa, desigur, venim și noi cu sincere felicitări din partea finilor dumneavoastră care vă iubește. Și chiar dacă nu sunt cu dumneavoastră, să știți că vă poartă cinstea și sunt ca și copiii dumneavoastră. Nu aveți doi, dar aveți cu mult mai mult. Și aici în cameră o să vă lăs dumneavoastră să-i lăsați un mesaj frumos, pentru că vă sigur așteaptă ceva frumos de la părinții spirituali, de la nașii. Le mulțumesc frumos. Era mai bine dacă erau alături. Se pare rău că nu s-a alături. Nu ne-am așteptat. Aveți emoții, n-ați fost pregătită de text, da? Nu. Atunci o să luați telefonul și în particular o să-i spuneți, cred că, sau ei la sigur știu că iubiți, pentru că într-adevăr vă poartă cinstea. Noi venim cu sincere felicitări pentru dumneavoastră, să știți că aveți o familie minunată și nu doar familie, pentru că aveți și oameni dragi care sunt plecați peste hotare și nu au uitat de dumneavoastră în această zi frumoasă. Acești oameni dragi care au venit în această zi și au lăsat totul și au venit lângă dumneavoastră, să știți că vor veni întotdeauna. Aveți foarte multe visuri și trebuie neapărat să fie realizate. Așa că vă dorim și fericire și sănătate copiilor dumneavoastră, să vă mândriți cu ei și o zi frumoasă, fie ca ziua cea mai rea, fie cum astăzi a fost. O zi frumoasă!